Da, stau, ia uite-le. Aici sunt bani. 26 de serviete cu 26 de sume. Fie 3 lei, fie 250.000. Sunteți unul din cei mai bogați oameni din Republica Moldova. Felicitări pentru asta. Aș vrea să vă prezint averea dumneavoastră. Îmi dați voie? Poftim. Ia ca averea omului. Doamnelor și domnilor, cel mai bogat om din Moldova își prezintă averea. Ascultați-mă, tati, aveți 11 copii. Puteți să plecați de la da sau nu? În clipa asta, cu oferta băncii. Copii sunt acasă. Ce familie! Dar serveta care o deschide. Pe care o deschideți, cu aia rămâneți. Domnul Gheorghe. A, mea. A, dumneavoastră, plecați cu banii aia acasă. Cu și în servieta respectivă. Ce vreți? Cu ce, ascultați-mă, cu ce vreți plecați acasă? Cu asta. O deschid. Domnul Gheorghe. Nici nu vreau să mă uit. Nu mă uit. Ascultați-mă. Cu ce ați venit în cap? Cu ce servietă? Am venit în cap cu numărul. Și o deschidem pe asta. Da. Sunteți sigur? Ca să fie ultima decizie. În gând, când ajung la 10, o deschid. În timp ce număr până la 10, puteți să-mi spuneți că vă suciți. Și să ne răzgândim? Nu! Lăsăm asta. Da, 8. Așa rămâne. Închideți ochi. Închideți ochii. Sunteți cel mai bogat om din Moldova. Ca în familie. Că aveți o familie. Așa v-am prezentat la început. Să vă dea Dumnezeu o viață frumoasă. Mulțumesc. Gândiți-vă doar la atât. Ce amintire frumoasă au copiii ăștia care stau cu mâinile la ochi? Ce amintire au ei de o viață? Estera, când o să fii o babă de 87 de ani, să-ți amintești de seara asta în care tati a ales pentru voi o servietă. Și să vă amintiți de lacrimile astea ale voastre, cu mânuțele la ochi. O, Doamne, ați plecat de aici cu... Suma de 300! Mă! Nu mai plângeți! 150.000, a ieșit soarele pe strada voastră! Doamne ajută! Bărbate! Niciodată n-am avut parte de așa îmbrățișeri! Să aveți o viață frumoasă! Doamne ajută! Doamne ajută! Bravo! E un joc, dar e cu da sau nu. Voi trebuie să o faceți, n-am voi, nu mă lasă regulamentul, e cu da sau nu. Pun presiune pe voi, e da sau nu, pun presiune, e nu. Au refuzat oferta, incredibil. Un sfert de milion de lei, banii sunt aici. Ea a vrut-o, da?
Ea a vrut-o, Ecaterina. Le vezi? Tremur toată. Tremur rău. Tremur rău. Ce ai luat? 21. Mamă, ce tremure. Mamă, ce tremură! Tu ce ai luat? Alegem. Tu ce ai luat? Tu ce ai luat? Și nu ne întoarcem. Tu ce ai luat? Tu ce ai luat? Tu ce ai luat? Zii, nu, ce ai luat acum, de acolo? Hai, de acolo. De acolo, unul. De acolo, unul. Tu ce vrei înainte? Iura, eu am scris... Tu ai spus că e legea mea. 21. 21! Mamă, ce tremuri! Cu Dumnezeu înainte. Stop! Sigur? Păi este sigur, dacă e 250.000, s-a dărâmat tot. Da. S-a dărâmat tot. Respira, adânci, creștește. Vreau decizia finală. Nu mă răzgândesc. Cât? 21. 21! Nu, trebuie să o priviți în față. Nu, trebuie să vă uitați acolo. Aer în piept, cu Dumnezeu înainte. 21. Hai! Deschide. O, Doamne. O, Doamne. Incredibil! 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 Ascultați-mă, lăsați-mi, mergeți la loc, ascultați-mă! Gata! Și... gata! Să vă spun un lucru foarte important! Cel mai important lucru pe care vi-l spun este de acum! Când spui gata, nu înseamnă că ascultă-mă! Bancherul poate să-ți dea 5.000 de lei. Bancherul de ce sumă vrea el? De ce spui gata? Dacă el de 5.000 de lei, tu te oprești la 5.000 de lei? Nici vorbă. Și atunci de ce îi spui gata? Tu? Nu, emoțiile să se mă. A, emoțiile. Tu speri că bancherul dă mai mult? Numai decât. Și dacă nu? Dar trebuie să fie, da. Dar de ce trebuie să fie? Nu e un regulament care spune că bancherul trebuie să dea mai mult. Logic este. Logic. Vă rog. Păi să-mi dai și mie puțin. Dacă dai mai puțin, jucăm. Tot eu, spate. Dacă dai mai puțin, jucăm. A, nu, că nu vei spune. Mi-a zis suma și-a închis. Șase mii de lei. 6.000 de lei. Plus 30.000. 36.000 de lei. Gata. 36.000 de lei. Nu mai accept. Este tot. Punct. Nu vrei, nu vrei, da. Dacă ați fi mers până în cap, ați fi plecat de aici cu... Incredibil! Incredibil! Să aveți o noapte liniștită! La revedere, Chișineu! La revedere, Moldova! Mulțumesc!